Aproape 50.000 de elevi din Olt s-au testat ieri obligatoriu anticovid. Procedura a fost realizată în majoritatea cazurilor acasă și nu a pus probleme elevilor din clasele mari, cei mici fiind ajutați de părinți. Rezultatul a fost trimis către învățători sau diriginți. A fost greu? Nu, a fost foarte ușor. Am citit instrucțiunile, am urmărit și videoclipul și n-a fost nimic greu. Am făcut-o, da, acasă, m-a ajutat mama, ne-am uitat pe internet. Nu a fost greu. Am făcut singur, nu am crezut că trebuie să fie ceva lângă mine. Ce ai făcut cu rezultatul? Am ieșit negativ și am făcut poză și am spus doamnei diriginte. Am hotărât prin Consiliul de Administrație ca testarea copiilor să se facă acasă, în familie, din mai multe motive, printre care și motivul că dimineața ei nu pot să mănânce înainte de efectuarea testului și atunci cel mai corect și cel mai igienic și în siguranță este testarea acasă. Copiii s-au testat, din fericire nu avem niciun caz pozitiv, toți copiii în urma testelor au rezultate negative. Primele testări au adus și primele suspiciuni de infectări cu noul coronavirus, rezultatul testului de salivă realizat de mai mulți elevi fiind pozitiv. Majoritatea acestor rezultate pozitive au fost înregistrate la o școală din mediul rural. În județul Olt au fost descoperite 4 cazuri, 3 în comuna de Veselu, unde 2 copii de la clasa pregătitoare, respectiv unul de la clasa a 3-a, dar și în Slatina, la școala gimnazială numărul 3, a fost descoperit un elev. Școala a anunțat Direcția de Sănătate Publică. Elevii ale căror teste de salivă au indicat infectarea cu noul coronavirus vor fi retestați cu testul PCR. În funcție de rezultatul acestuia vor fi luate măsuri. Dacă rezultatul va fi pozitiv și în urma testului PCR, clasa unde învață copiii va trece în sistem online. Următoarea zi de testare gratuită a elevilor este joi. Testele de salivă ce vor fi utilizate de aceștia pentru a doua zi de testare obligatorie se află în posesia elevilor, fiecare primind la finele săptămânii trecute câte 2 kituri de testare.